Versetul 3 spune ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Versetul 4: Nu vom ascunde de copiilor. Dacă se spunea că e foarte important să ai această responsabilitate spirituală de a povesti experiențele tale cu Dumnezeu, uitați-vă că această responsabilitate continuă. Și omul lui Dumnezeu zice, ce ne-au povestit părinții noștri, noi vom duce mai departe și nu vom ascunde de copiii lor. Vedeți, în viață există foarte multe lucruri pe care trebuie să le ascunzi de copiii tăi. Spre exemplu, eram împreună cu părinții și cu un frate din biserică aseară în județul Maramureș la o seară de stăruință și acolo, pentru că nu era spațiu necesar, în holul clădirii, a trebuit să iau mărturisirile. După ce au plecat toți care s-au -au mărturisit înaintea Domnului, a venit un bărbat, a intrat pe ușă direct, a intrat în clădirea bisericii, s-a întors înapoi cu o gentuță, mi-am dat seama că era geanta nevestrii lui, și imediat după ce a ajuns să intre în hol, a intrat un băiețel, bărbatul mare a luat ce a vrut din genduța nevestei lui și apoi băiețelul a luat ceva dulce. Și te-ai găsit, zis, vezi că n-ai voie. Se pare că mămica ascundea dulciurile de copilul ei. Din ce motive știți dumneavoastră ca mame? Există lucruri pe care trebuie să le ascunzi de copiii tăi. Nu o să vă spun să vă ascundeți greșelile, pentru că asta este o chestiune normală, naturală, obișnuită. Dar cum ar fi dumneata ca mamă și dumneata ca tată să ascunzi de, părint, de, copiii tăi carențele celorlalți când te-ai obișnuit să le publici? Hmm? Când te întorci acasă de la biserică, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare deja aproape că nu te mai suportă pereții de câte zici despre alții dar zici ceva pozitiv? fă un exercițiu astăzi întoarce-te acasă și zi doar lucruri pozitive de la biserică o să vezi că se spunea nu prea ai multe de zis dragi părinți Ascundeți de copiii dumneavoastră carențele altora. Nu-i pictați pe cei din jur. Nici pe dumneavoastră nu-i corect să vă prezentați cu falimentele dumneavoastră. Nu le distrugeți imaginea copiilor că dumneavoastră sunteți cei mai puternici. Asta e imaginea lor. Și e normal să fie așa. E normal să ascunzi de copiii tăi conflictele în care te-au tărât alții. Și dacă ai ajuns într-un conflict anume, nu-ți seta pruncii și familia și neamul să fie împotriva persoanelor care te-au dus într-o stare de divergență. Nu să di în copiii tăi negativism. Nu așeza în inima copiilor lor care e foarte, foarte, foarte atentă, ca un burete care absorbe tot. Nu așeza conflictele dumitale de-a lungul timpului. Sunt conflictele tale care ar trebui să le rezolvi. Nu trebuie să le ducă mai departe copiii tăi. Frustrările tale n-au voie să fie alimentele sau sursa alimentară din perspectivă spirituală a copiilor tăi. Copiii tăi n-au voie să fie alimentați cu ranchiunele tale, cu resentimentele tale, cu răutățile tale, cu doza ta de nepocăință. Ascultă-mă ce spun dimineața asta când îți abordezi copilul, nu-l expune și nu-l așeza ca vârf de lance, ca ținta săgeților altora, rezultate din conflictele tale anterioare. Răzbunarea nu este nici măcar arma celui slab de minte, este arma lui satan. Nici o dată să nu îți permiți conflictele tale să le muți în următoarea generație. Încă un lucru foarte important niciodată să nu derulezi în fața copiilor tăi lucrurile confidențiale. Mă întreb, cum de la întâlnirile confidențiale se află ce s-a vorbit și află copiii? Cum? Cum de află copiii? Asta e întrebarea mea. A avut aparate să asculte? Nu. Părinții vorbesc ce n-ar trebui să vorbească. Din când în când mă mai duc în anumite familii și apreciez foarte mult părinții care atunci când discută ceva important, confidențial, le spune cu respect copiilor, vă rog frumos să vă retrageți în camera voastră. Se asigură că nu ascultă ce vorbesc cei mari. Pentru că dacă faci așa, nu o să-ți copilul într-un coș de gunoi spiritual în care tot torni, tot torni, 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 torni și într-o zi se umple și când se umple prea târziu. E normal să ascunzi de copiii tăi carențele altora, conflictele tale și e normal să ascunzi de copiii tăi lucrurile confidențiale legate de care copiii tăi n-au capacitatea emoțională, intelectuală să rumege, să gândească, să raționeze și apoi să tragă concluzii. Foarte important. Și totuși, ce să nu ascunzi de copiii tăi? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor din generație în generație, se duce mai departe învățătura scripturală. Nu exista pe vremea aceea nici o carte scrisă, nu exista nici o școală unde să fie învățați copiii și totuși toți copiii făceau în tot ce scria în lege. Ascultați ce spune cuvântul Domnului mai departe. De ce? Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu. Citiți cu voce tare. Să nu uite. Ce să nu uite? Lucrările lui Dumnezeu. Nu ascunde, cum se spunea foarte bine, reamintez și sublinez, dragă mamă, dragă tată, nu ascunde de copiii tăi lucrările lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu a lucrat în casa ta. Dumnezeu și-a derulat minunile în familia ta. Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural. Sunt momente în viața ta în care Dumnezeu a sfidat imposibilul. Nu ascunde acele experiențe ale tale cu Dumnezeu. Nu pune sub umbrela uitării acele lucrări care nu sunt ale tale, sunt ale lui Dumnezeu. Vă citesc din Biblie, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 11, trist, au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care li le arătase Înaintea părinților lor, el, Dumnezeu, făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan, Și ascultați ce a făcut Dumnezeu, versetul 13. A despărțit Maria și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. Vrea să spune Dumnezeu foarte clar prin omul lui Dumnezeu Asaf: Fiți foarte atenți! Ați avut momente în viață în care s-a ridicat în fața voastră o mare imensă. În dreapta erau munții, în stânga munții și în spatele galopant, toate armatele egiptene veneau să vă urmărească. N-aveați arme sau dacă aveați, că ați ieșit cu câteva dintre ele și cu aurul Egiptului, nu știa să le folosiți. N-aveați experiență militară, erați niște oameni nomazi, peregrini, ai nimănui. V-au smuls și v-au trimis cu greu. V-au umpis de la spate, pentru că a zecea a a însemnat ca fiecare băiat, de, de parte, fiecare băiat întâi scut din familie și chiar dintre animale să fie omorât. De ce? Pentru că îngerul nimicitor intra din cameră în cameră. Și unde la intrarea principală la fiecare casă nu era sânge de miel, îngerul nimicitor intra în dormitor și în cu nopții la ora 12.00. Îl omora pe băiat. Și atunci egiptenii au zis, ieșiți afară că nu mai vrem să avem urgia lui Dumnezeu, a lui Iacu peste noi. Pecați de aici. Dar când și-au dat seama că au rămas fără oameni de mână de lucru, când și-au dat seama că nu mai au nicio soluție, cum să construiască celelalte clădiri, care le aveau ca proiecte deja stabilite în sistemele lor guvernamentale. Ascultați ce zice Biblia. Egiptenii i-au urmărit. Amintește-ți, soră, amintește frate, că ai avut momente în viață în care imposibilul striga la orizont. Că ai avut momente în viață în care nimeni nu te mai putea ajuta că ai avut momente în viață care ai intrai din cameră în cameră și efectiv frământai mâinile că ai avut uneori senzația că dacă nu se întâmplă ceva zbirăți mințile amintește-ți că Dumnezeul tău în ultimul moment nici măcar la 12 fără 5 minute la 12 fără o secundă a intervenit într-un mod supranatural străiască Domnul Trăiască Domnul, înălțați să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spune când egiptenii galopan mergeau, când aveau care, când aveau sisteme, când aveau bice, când aveau cai, când aveau toate ustensile necesare să-i ajungă, să ajungă pe nomazi ăștia și să-i lipească de pământ praf. Ăsta era pronosticul tuturor. Vor fi învinși evrei, că nici măcar n-au cum să se împotrivească egiptenilor. Dumnezeu s-a dus la Moise ce bine e în momente de imposibil să ai un Dumnezeu cu care știi să vorbești. Să ai un Dumnezeu care să vorbească cu tine. Să ai un Dumnezeu personal căruia să-i tradesezi și când îi zici, Doamne, unde ești? Unde ești în situația asta? Să auzi vocea Domnului care spune, sunt aici. Sunt aici să te binecuvintezi, sunt aici să lucrezi, sunt aici să rezolvi problema, sunt aici să-ți dau o soluție. Care e soluția, Doamne? Că în față sunt valurile care aproape ies din matcă ale Mării Roșii, care niciodată de-a lungul istoriei nu s-a despicat, n-a crăpat vreodată. Unde e soluția, Doamne? Pentru că în dreapta și în stânga sunt doar munți. Și noi nu avem capacitatea, pentru că avem cu noi prunci, copii sugari foarte mici, care depind de mamele lor. Noi suntem 600.000 de bărbați dacă le numărăm și soțiile și pruncii, două milioane de oameni. Nu ne putem deplasa așa repede, nu avem niciun sistem tehnologic de azi, elicopter, nimic. Cum ne scap, Doamne? Că în spate vin egiptenii și și-au dat seama în vremea aceea că singura lor soluție era să privească în sus. lăudat să fie numele Domnului. Când în jurul tău nu mai există nicio soluție, nu uita, mai există una. E cea mai importantă soluție, e Dumnezeul cel atotputernic. E Dumnezeul cel viu, care lucrează de sus. Și Domnul nu lucrează de sus fără oameni. Așa că Domnul îi vorbește lui Moise și zice Moise, știi toiagul pe care le ai aruncat și s-a transformat în șarpe? Ta, experiențe cu mine? Știu, Doamne. Ia-ți toiagul, nu fă niciun pas. Doar atât să faci, întinde-l înspre Mare Roșie. Și așa vorbește Domnul, a zis Dumnezeu către Moise. Când extremitatea toiagului tău, care nu ți în mână, ci de partea cealaltă, va prinde unghiul unui val din Marea Roșie. Instantaneu, fără explicație fizică și istorică. Marea Roșie va crăpa în două. Partea din dreapta a valurilor se va transforma ca un zid, ridicând apele ca un zid. Și partea din dreapta, ca zid, vă crezi coloar. Voi nu sunteți doar garda de corp a unui președinte din state, de exemplu. Vă port două milioane de vrei ca și garda de corp a unui Dumnezeu adevărat. Vă creez un coloar, vă creez un traseu, vă fac o ușă prin zid, prin mare roșie. Înainte de asta Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său și Dumnezeu a început să ia câte o roată din car. Și cum roțile erau patru la număr, când o roată era smulsă de la un car, carul se răsturna și toți soldații mureau. Ce Dumnezeu mare avem noi! Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Nu ascunde de copiii tăi lucrările Domnului. Nu știu de ce simt să vă spun asta, dar aici, în timp ce eram la învonul bisericii, am primit să vă spun asta neapărat. Se spunea despre minunile Domnului și vreau să vă spun la practic. Vă amintiți de anul 2020? Vi l amintiți toți? Pentru mine anul 2020 așa un pic mai greu de amintit. Mi-am amintesc că a fost ziua de 24 iulie 2020. Când mama mea, pe care o știți foarte bine, a fost diagnosticată cu COVID. N-am mers la spital pentru că a vrut, ci pentru că avea o problemă medicală. Hemoglobina în sânge era 6 și trebuia să fie minim 13. La 4 ar fi intrat în comă instant. Au ținut în izolare, că m-am aflat vestea, era chiar după ce m-am întors de la o slujire de aici, de la Betania. Știu că următoarea duminică trăia era anunta lui Iosif. Îmi amintesc. Din sâmbătă aceea am intrat în izolare toți. Știți bine că mai multe familii stăm pe strada București și trăia acolo în aceeași clădire în spate. După aceea, după un timp, a fost internat și tata, și Sami, și Naomi, sora mea. Rugăciunca atunci, rareori mi-am să fie făcut noaptea. O trezeam noaptea, după ora 0, pe la ora două dimineață mă rugam. Am avut momente în care m-am orientat înspre poarta de la ieșire de pe București și am rostit solul lui morții să părăsească clădirea, când nu are niciun drept să intre. Chemam numele Domnului peste spitalul de la boli infecțioase, mă rugam cu un frate din statele Americii care era la el era zi și era mai ușor să se roage. Și am avut un moment în care m-am întrebat, ce plan ai Dumnezeu? Dumnezeule, tu ce plan ai? Am sunat la un frate care are dar de prorocie și am spus, uite, asta e cauza, chiar înainte să fie intratat în spital, când era doar mama. Fratele s-a rugat cu multă seriozitate, cu multă seriozitate. Și după un timp mi-am primit un mesaj și mi-a zis, Frate, te rog să mă sun, pentru că am un mesaj de la Dumnezeu pentru cauza pe care ai pus-o înainte, Domnule. Pentru că prorocul ăsta a fost un proroc autentic și n-a adăugat nimic la mesajul pe care l-a primit. L-am felicitat și mă rog ca toți prorocii lui Dumnezeu să fie așa. Amin. Amin. Prorocul acesta a zis, nu cunosc pe mama ta, dar am văzut-o pe o soră, pe o femeie care este mai scundă din înălțime puțin mai solidă și am văzut-o că era undeva pe o câmpie verde și că de la distanță vă o familie vă făcea cu mâna. În secunda 2 mi-a zis, deavolul, vezi că pleacă mama. Și am zis, deavolul, tu n-ai voie să vorbești. Prorocul fiind autentic n-a interpretat nimic și a zis, doar atât am primit. Doar atât am primit că salută cu mâna. Este două posibilități, a zis prorocul, gândind omenește. Domnul o cheamă acasă și este în bucurie, sau când se întoarce acasă, vă nu puteți vedea și vă salută de la distanță. Am continuat să ne rugăm cu toată familia, să fiecare dintre noi gânduri bune pe grupurile, pe grupul familiei de WhatsApp, gândindu-ne că trebuie Dumnezeu să facă o minune. Știți că într-o noapte pe la ora 1, pentru că în vremea aceea așa erau legile, nu le condamnăm, asta e, nu, nu comentez acum, au dus-o cu ambulanța în fața casei și pentru că noi eram încă în izolare și am respectat legile prin harul lui Dumnezeu am ieșit toți la balcon și la geamuri și am scos telefoanele cu lanterna cu becul deschis și de la distanță am salutat-o pe mama pentru că ce zice Dumnezeu e da și a mine slăvit să fie Domnul slăvit să fie Domnul mărturisește experiențele tale cu Domnul, nu le pune într-o pauză, nu zi, Doamne, nu-mi pasă, nu mă interesează experiențele altora, nu, aveți experiențe cu Dumnezeu, Frate Samuel, sora Andreea, mărturisiți experiențele pe care le-ați avut cu Domnul din familia voastră extinsă, din ce v-a povestit părinții voștri, bunicii voștri, străbunicii voștri, deci, așa ați auzit din generație în generație, cum Dumnezeul nostru și astăzi vinde, că cine crede că mine să zică amin. Aliluia Domnului Iisus Hristos! Iisus Hristos este Domnul! Isus Hristos este Domnul! Lăudați să fie în numele Domnului! Mărturisiți din generație în generație experiențele voastre cu Domnul! De deci ce aveți un soi de rușine demonică chiar? lumească, când e vorba să vorbim de lucrările Domnului, când e vorba să vorbim de cineva care a fost internat în spital și medicii au spus, ai 99% procente că nu te mai întorci din spital semnează că intri în bloc operator pentru că noi nu avem șanse mari să-ți dăm de viață cineva a intrat în blocul operator nu exista nicio posibilitate umană, Iisus Hristos este numele Lui, Iisus Hristos este numele Lui, Aleluia Domnului Iisus Hristos și s-a întors ora aceea cu bine acasă și și-a refăcut sănătatea în scurtă vreme, pentru că Domnul Isus Hristos este cel ce vindecă. El este medicul suprem. Dumnezeul nostru este Reuva Rafa, Dumnezeu care te vindecă. Aleluia Domnului Isus Hristos! Aleluia Domnului Isus Hristos! Dar nu vindecă cu aruncări pe spate? Ce se întâmplă în weekendul acesta la Wonderland de test? Este împotriva Scripturii. Să nu care, cumva careva dintre dumneavoastră să intrați în astfel de spații în care lucrări demonice a unor așa zis apostoli care n-au nimic cu Hristos se apropie de frunțile unor oameni, de peptul lor și împing pe spate și îi aruncă nu peste ei. Așa ceva nu există în Biblie. În toată cartea aceasta, minunile Domnului înseamnă că trebuie să fie înălțat Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fie înălțat Domnul Isus Hristos. Când se face o minune, Evanghelia este predicată dincolo de marginile ei de până atunci. Când se face o minune autentică, întotdeauna omul se pochește de păcatele lui. Este cerută de urgență iertarea păcatelor prin mărturisire pe care o face omul. Și când se schimbă interiorul și când se iartă păcatele și când omul devine un om nou, atunci Domnul poate și să vindece fizic. Credeți ca mine, ziceți amin. Aleluia Domnului Isus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Nu ascunde lucrările Domnului de copiii tăi. Doi. Nu ascunde legea Domnului de copiii tăi. Întrebare. Cine poate să-ți înveți copiii din Biblie dacă nu dumneata? La cine te aștepți? Cine crezi că poate să transmită o învățătură mai corectă decât dumneata care ai o relație personală cu Dumnezeu? Din Biblie. Ascultați ce zice Biblia. Versetul 5, El, adică Dumnezeu, a pus, și dacă a pus El, n-are nimeni voie să o dea jos și nici nu poate, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel. Și tot El a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copii foarte mult le apreciez pe mamele care de când sunt mici fetițele le îmbracă regulamentar. Amin. Foarte mult le apreciez pe tații care le cumpără Biblia la băiețiilor lor de mici. Am la școală momente în care câte un elev îmi zice, domn profesor, Biblia asta am de la tata. În clasa 0, când am început să citesc, silabesind cu greu, mi-a cumpărat o Biblie, mi-a dedicat-o. Și ce se dă azi la ora actuală? De la un tată și de la o mamă? Se dă un lanț, prieteni. Asta e la modă, O brățărică frumos, să nu-l uiți pe tata. Un ineraș, să nu uiți pe mama. Lăsesc cadouri? Lăsesc cadouri? Când legea veicului Testament spunea să vorbești despre legea aceasta când ești acasă, când ești pe câmp, adică la locul de muncă, când ești în călătorie, când ești în aceeași mașină, nu vorbi despre altceva decât despre legea Domnului. În momente dificile din viață, când nimeni nu te supraveghează și când nimeni nu te aude, fi disciplinat spiritual ca tată și ca mamă și implementează în mintea copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu. Societatea de azi o să spună că îi indoctrinezi. Lasă-i să vorbească ce vor ei. Că așa copiii tăi nu vor ajunge drogați. Dacă le pui legea Domnului în mintea lor. Și astăzi mi-amintesc, și v-am spus și cu altă ocazie, cum se vorbea cuvântul Domnului în biserica mică din Feleacul cu de subcoaste, acolo, într-un loc mic, unde cu greu ajungeai iarna. Dar nu se vorbea de la învonul bisericii bazaconii? de la învonul bisericii se vorbea Biblia. Și de la învoanele bisericilor noastre de se vorbească numai și numai Biblia. Amin, cel mult o experiență personală cu Domnul, o intervenție și un rezultat al Bibliei în casa ta. Lucrează, Doamne, pentru azi. Frate Sami, deja aveți experiență. Nu sunteți la a treia fetiță. Citiți Biblia cu tare acasă. Frate Cristian, cred că nu ești obișnuit să faci asta, probabil. Isaac al vostru te să audă cuvântul lui Dumnezeu. Eu 1 cu 8 zice așa, cartea aceasta a legii. Aveți atenție să nu cumva să se depărteze. De ce trebuie să fie aproape de gura ta? Pentru că atunci când o citești, trebuie să fii la o distanță suficient de mică să vezi în ea. Nu o lăsa în bibliotecă. Nu o de praf când vine cineva în vizită care îl apreciezi. Nu ține numai pe bordul mașinii. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. De ce nu de ochii tăi? Pentru că această carte a legii în familie trebuie să fie citită cu voce tare. Amin. Amin. Dacă sunt familii în care tata nu întors la Hristos, mama are responsabilitatea asta să deschidă Biblia, să citească din Biblie cu voce tare. Este primul pas. Că după ce citești cu voce tare, vei avea ocazia să cugeți asupra ei. Când? Și ziua și noaptea. Apoi, nu trebuie să te oprești doar la a gândi la a cugeta. Cartea asta ne obligă să căutăm, să căutăm, să ne punem interesul necesar să facem tot, nu doar o parte, ce ne convine. Tot ce este scris în ea, căci numai atunci, zice Biblia, vei, ispândind toate lucrările tale, și atunci și numai atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea aceasta legi. Tu nu știu dacă știi, Cristian, pentru că nu știu dacă ți s-a povestit apropo de poveste. Dar bunicul tău avea momente care mergea în centrele orașelor, chiar și în Cluj, și prezenta Evanghelia. Din ce am înțeles a fost bătut pentru asta. Cred că l-au și închis o vreme. Te vă prezint un moment în care fratele Tanza a fost prins de poliție. Și pentru că a trebuit să limite pe David, a făcut pe nebunul și a întors bicicleta că nu avea mașină. Și a dat din pedale și a zis, alo, cerul, m-au prins solii diavolului. Vino și ajută-mă. Polițiștii când au zis asta, au zis, bă, lăsăm pe ăsta că nu avem de ce să-l prindem. Și a scăpat și a mers mai departe și a predicat Evanghelia. Să știi, Cristian, că ești de aici, pe scaunul ăla, pe banca aia, pentru că ai avut un bunic care s-a rugat pentru tine. Frate Radu din balcon, tatăl Cristian, să știți că v-ați întors până la urmă la Hristos, pentru că cineva a fost interesat de Evanghelie. Continuați să țineți Evanghelia, ridicați cartea asta la cel mai înalt rang, nu doar fizic, ci ridicați-o prin genunchi, aplicați la rugăciune. Dragi surori care vă rugați de multă vreme pentru copiii dumneavoastră, care cu cât vă rugați să îndepărtează mai mult de Hristos, nu vă opriți din rugăciune, continuați, continuați rugăciunea, pentru că vine o zi în care Dumnezeu face minunea, pentru că Dumnezeul nostru este da și amin. Dumnezeul nostru este viu și adevărat, Dumnezeul nostru răspunde la rugăciuni, Dumnezeul nostru intervine într-un mod în care nu te aștepți, Dumnezeu dacă trebuie rade de pe hartă un popor, o națiune, a zis la un moment dat Dumnezeu pentru tine Israel, dau popoare pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, aleluia Domnului Iisus Hristos, Înălțați să fie în numele Domnului, duceți mai departe mărturia Evangheliei din generație în generație, ascultați-mă, șema Israel din Deuteronom capitolul 6, era obligativitate să fie învățat de un copil când era între șase și șapte ani. Noi zicem, e prea mic să înțeleagă Biblia, e prea mic să priceapă cuvântul lui Dumnezeu, fals. Cuvântul ăsta are capacitatea, când este auzit de o ureche, când este lăsat în mintea unui om, să crească, să crească, să se maturizeze, să schimbe viața, să influențeze caracterul, să-i transforme deciziile. Dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să facem din cartea aceasta o prioritate a vieții noastre. Amin! Dacă mai există în Biserica Betania membri sau aparținători care n-au citit Biblia din cap în coadă de la Geneza până la Apocalipsa, cel puțin odată, până se termină anul 2024, să o citiți, vă rog, în numele Domnului. Amin! Amin. Primim în fiecare zi versetele pe care trebuie să le citim din Biblie și în mod normal ar trebui să fim spre finalul, Spre cartea Faptele Apostolilor, în cartea Faptele Apostolilor, spre finalul Bibliei. Noi trebuie să facem din Biblie o prioritate. Aleluia Domnului Isus Hristos. Aleluia Domnului Isus Hristos. Nu lăsați Biblia ca fiind inferioară în mintea noastră. Nu lăsați legea să fie într-o paranteză niciodată. Și ascultați al treilea lucru pe care părinții n-au voie să-l ascundă de copiii lor. Versetul 4. Vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Puterea Lui și minunile pe care le-a făcut El. Lăudați-L pe Domnul, ascultați ce zice Biblia, Versetul 14 din același psalm 78: I-a călăuzit ziua cu un or și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie, un deșert, și le-a dat să bea ca niște valuri cu ape multe. A făcut să se izvoare din stânci. Asta totul e imposibil. Și să curgă ape din niște râuri, ca niște râuri. Din stânc a ieșit apă ca râurile. Ascultați ce zice Biblia mai departe. Cuvântul Domnului spune așa. Iată versetul 20 că l-a lovit stânca, i-au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar ei au început să întrebe, dar va putea re el Dumnezeu să dea pâine sau să facă rost de carne poporului său? Și ascultați ce zice Biblia, Domnul a auzit și s-a supărat, s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov. Continuăm, ascultați versetul 22, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul lui. Ascultați ce spune versetul 23, el a vorbit cu norii, ce Dumnezeu mare avem noi. Un Dumnezeu care vorbește cu norii și norii se duc exact pe traiectoria pe care el o așează. A deschis porțile cerurilor. Ascultați ce zice cuvântul Domnului mai departe și ascultați cu ce a plouat, nu doar cu picuri de apă a ploat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Ne-a săturat Dumnezeu? Ne-a dat Dumnezeu de mâncare? A fost Dumnezeu cu casele noastre? Dacă nu mă, din pandemie numărăm până azi, ați simțit în fiecare zi prezența Domnului. Cine a simțit prezența Domnului să ridice o mână sus. Aleluia lui Dumnezeu. Peste casa voastră, peste casa voastră a fost prezența lui Dumnezeu. Indiferent dacă ați avut momente în care, din perspectivă medicală, ca mame, ați avut emoții, ați avut situații în care medicii cel mai probabil v-au zis că nu sunt șanse mari. Există un Dumnezeu puternic. Există un Dumnezeu măreț. Există un Dumnezeu care e deasupra norilor. Există un Dumnezeu care atunci când nu se rezolvă problema sub cerul, sub noi, vorbește cu norii. Atunci când nu mai există soluție, ca în deșert, când nu mai exista niciun magazin, niciun metru, niciun metru pătrat fertil unde să fie pusă o sămânță, un grâu, ceva să crească, Dumnezeu a zis nicio problemă, vorbesc cu norii. Și în loc să picure peste voi ploaie, o să vină din cer niște bobițe de coriandru cu gust de miere și vă trimit de mâncare. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Nu vă temeți de viitorul României, nu vă speriați ce se întâmplă în continentul european, nu vă fie frică de viitorul acestor copii. Binecuvântați să fiți voi care v-ați crezut în Domnul și a stăsat copiii să vină în casele voastre. Unii se tem de asta și n-au curajul acesta și credința aceasta să lase copiii în familie. Peste copiii acestea proclamă în numele Lui Iisus protecție. Sângele Domnului să fie peste Sefora și peste Isaac. Prezența Domnului să fie peste casele voastre. Și binecuvântarea Domnului să ne învăluie pe fiecare dintre noi. Și nu uitați, ori de câte ori se întâmplă o minune, noi trebuie să continuăm să lăudăm numai și numai pe Domnul. Amin.